Erați un băiat talentat care a muncit și care visa, în fine, să apere în Cupa României și s-a întâmplat să apere cu tot o altă cupă. Dar din momentul acelei zile de mai ați devenit altcineva, nu mai erați un oarecare. Nu. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Nimic. Din contră, după două săptămâni de la finala de la Sevilla, eram amenințat cu tribunalul militar, deoarece a fost o... aveam un meci la Craiova și în perioada aia se mai făceau din când în când câte un aranjament și n-am vrut să particip la acel meci și am fost interzis în Ghencea două săptămâni. N-am avut voie să fac antrenament. Bine, atunci nu puteai să spui presei nimic. Deci, nu. La mine chiar nu s-a schimbat nimic. Iar în 87, după ce am fost operat la braț, când cei din armată au văzut că nu o să mai pot să apăr, am zis mulțumim de servicii, liber. Cu vreo compensație financiară sau? Un șut în fund e un pas înainte, dar numai acolo, da. Atunci n-a fost un pas înainte, a fost un pas înapoi, pentru că pur și simplu a fost dat afară din armată. Și unde ați plecat? La Rad. Acasă. Și am crescut câini. Deci, așa au fost și vremurile atunci, așa sunt și acum, cât te pot folosi, te folosesc, când nu mai te pot folosi, la revedere.